Încă din anul 1992, în Bahamare, se organizează anual Sărbătoarea Castanelor. Este evenimentul cultural-artistic așteptat de sute de mii de oameni. Cunoscutul eveniment din inima Maramureșului este legat de o tradiție locală, și anume faptul că în partea de nord a țării, castanul comestibil este protejat prin lege încă din anul 1962 în această zonă, aflându-se prima și cea mai mare rezervație a arborelui comestibil. Rezervația se întinde pe o suprafață de 500 de hectare, iar tradiția cultivării castanului este veche de secole. Prima mențiune a tradiției cultivării castanului a apărut într-un document din anul 1642. Castanul este un simbol al orașului Baia Mare, iar frunza de castan figurează și în stema municipiului. Sărbătoarea castanelor sau alte forme de a celebra acest copac există în mai multe colțuri ale lumii. Spre exemplu, în China, castanul mai este denumit și arborele de pâine și este considerat un simbol al prudenței și prevederii. În Elveția, în octombrie, se celebrează Sărbătoarea Castanelor, acolo unde se organizează târg de toamnă și unde se găsesc cele mai bune preparate cu castane, prăjituri cu castane, înghețată cu castane, miere cu castane și altele. Tot în octombrie, în ultima duminică din lună, are loc într-o regiune autonomă din Italia Sărbătoarea Castanelor, și în Pays de Redon, o comunitate franceză, se desfășoară Sărbătoarea Castanelor, care ține întreaga lună octombrie. Cât despre Baia Mare, manifestarea este un prilej de sărbătoare nu doar pentru băimărenci, ci pentru toți maramureșenii și vizitatorii din alte județe și de peste hotare.